Consilierii Partidului Șor în Consiliul Municipal Chișinău trag din nou un semnal de alarmă. Ei spun că alesul din partea PSRM, Vasile Chirtoc, ar încerca să implementeze o schemă de depozitare a municipiului de milioane de lei. În planuri figurează o companie privată de salubrizare, serviciile căreia ar fi invocate drept motiv pentru scoaterea banilor din bugetul public. Proprietarii firmei spun însă că nu știu nici cu spatele de intențiile lui Chirtoc. În aceste condiții, Climenco se întreabă interesele cui reprezintă de fapt socialistul. Consilierul Partidului Șor în Consiliul Municipal Chișinău, Valerii Climenco, le-a explicat pe îndelete colegilor din Consiliul Municipal care sunt planurile socialistului Vasile Chirtoca, o tentativă de implementare a acestora fiind făcută și în luna octombrie a anului trecut. Colegul nostru, consilierul socialist Vasile Chirtoca, a propus un amendament care prevedea finanțarea din bugetul public al companiei ABS. Mai exact, era vorba de serviciile de sortare a gunoiului. Este vorba de 250 de lei pentru o tonă de deșeuri sortate. Ținând cont de capacitățile companiei, anual municipalitatea ar pierde 10 de milioane de lei pentru sortarea deșeurilor. Se pare însă că banii ceruți de Chirtoca nu erau necesari nici pe departe firmei despre care vorbea. Climenco spune că a aflat despre acest lucru chiar de la administratorul companiei. Într-o zi, în una din instituțiile din Chișinău, o persoană s-a apropiat de mine și s-a prezentat drept directorul firmei ABS. Și-a amintit de discuțiile vechi de la Consiliul Municipal și mi-a spus pe neașteptate: fiți sigur că nu am cerut niciun ban de la primărie. Eu nu știu de unde Chirtoca a venit cu această idee. Nu am vorbit niciodată cu el pe această temă. Reprezentanții companiei de salubrizare au declarat pentru TV6 că nu au nicio legătură cu Vasile Chirtoca. Compania ABS există din 1992 și mereu și-a făcut activitatea de finanțator independent, fără nicio apartenență politică sau fără nicio acoperire a cuiva. În aceste condiții, Valerii Climenco se întreabă interesele cui de fapt le reprezintă Vasile Chirtoca, care a propus ca din bugetul local să fie scoase milioane de lei pentru a fi achitate serviciile firmei de salubrizare. Unde trebuiau să meargă de fapt acești bani dacă administrația companiei ABS nu a vorbit niciodată despre asta cu nimeni? Socialistul Vasile Chirtoca a negat acuzațiile aduse de Climenco. Eu așa ceva nu am cerut. Nu vreau să comentez tot ceea ce a fost spus. Juriștii noștri să se lămurească cu asta. În replică însă, Climenco a declarat: eu niciodată nu am spus nimic fără să am documente doveditoare. Valerii Climenco mai atenționează că transferarea atribuțiilor de salubrizare a municipiului către firme private ar putea provoca riscul dependenței de acestea, așa cum s-a întâmplat în Italia, când companiile de acolo, controlate de mafia locală, și-au oprit activitatea și au condiționat reluarea ei cu majorarea tarifelor.